Bună seara, dragii noștri, iată la o nouă emisiune Monitor Mondan și dacă în emisiunea trecută am încercat să trecem în revistă activitățile care s-au întâmplat în Baia Mare, capitala tineretului din România, am concluzionat că pentru final de an cel mai bine va oglindi aceste activități un eveniment, o gală, este vorba de gala voluntarilor maramureșeni, care în acest an are o componentă nouă, mult așteptată și binevenită. Este vorba de Gala Voluntarilor și Sportivilor Maramureșeni din 2018. Și pentru a discuta detalii, am chemat o persoană foarte avizată lângă mine, o veche prietenă. Este vorba de directorul executiv al Direcției Județene pentru Sport și Tineret Maramureș, doamna Crijanovski Enic. De acum încolo, Enic, bine ai venit! Bine te-am găsit și mulțumesc pentru invitație! De săptămâna trecută am povestit și am avut invitați niște prieteni comun foarte buni, pe Dani și pe Ioana. Cu ei am trecut în revistă evenimentele și tocmai veneau de la un eveniment foarte interesant. Dacă am avut această capitală a tineretului, iată că și în partea rurală se dezvoltă lucrurile frumos și avem o nouă deschidere și pentru tineretul care este aproape de urban. Și am punctat cât am putut, am zis toate cele patru localitățile, Ioana fusese într-una dintre ele, am încercat să vedem, pentru că e anul centenar, ne-am plimbat un pic și prin țară. Cum a fost și din punctul tău de vedere și după aia atingem subiectul pentru care ne-am întâlnit astăzi. Da, a fost foarte interesant și foarte emoționant, atât pentru noi cât și pentru tinerii care locuiesc în Copalnic Mănăștur de data asta, că acolo am fost, având în vedere că eu am fost și la consultări. Deci am fost și la primii pași care s-au făcut ca și Copalnic Mănăștur să devină un sat european al tineretului. Au fost foarte emoționanți tinerii, au fost foarte deschiși tinerii și s-au bucurat foarte mult că au această oportunitate, având în vedere că am înțeles de la domn primar că se va face și un centru de tineret acolo. Vor avea unde să-și desfășoare activitățile cu educația non-formală, că formală au și au un director foarte bun pe această chestie. Eu cred că este interesant, mai ales pentru voi care sunteți implicați în activitatea aceasta, administrație cu deschidere înspre tineret și sport, să vedeți când se întâmplă astfel de evenimente și de aia mai ales pentru voi este emoționant. A fost greu pentru că împreună am pus primii pași la un moment dat și pentru primul centru de tineret, care este în continuare în viață și avem echipe tot mai faine care fac activități deosebite și pe care am și sărbătorit pe acești tineri voluntari. Săptămâna trecută eram aproape de Moș Nicolae, sperăm că ghetuțele alea au fost vizitate, eu tot am încercat să-l determin pe moșul să treacă pe la ei. Și spuneam administrație, pentru mine, ca și voluntar aproape de voi și de proiectele pe care le desfășurați deja de mulți ani, întotdeauna mi-a sărit în ochi cum ar veni direct din denumire, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret, într-o vreme era Tineret și Sport, se mai joacă prioritățile. Acum, la nivel național, avem și un secretar de stat, Cosmin Butuza, și el un vechi prieten și cred că este un om care este aproape în continuare de Maramureș, de câte ori ne vedem, fie că e în capitală sau aici acasă, punctăm lucruri frumoase. Am avut un ministru care era aproape de Maramureș, satul mare, dar am făcut echipă bună și ne-a vizitat atunci când am preluat titulatura de, până la urmă, capitala tineretului din România. Și această titulatură ne-a adus o serie întreagă de proiecte. Direcția Județeană de Sport și Tineret a fost întotdeauna un partener bun pentru ONG-uri, dovadă și Centru de Tineret și nu numai această activitate. Știu că am punctat împreună cu invitații mei de săptămâna trecută noutăți în ceea ce privește anumite proiecte și deschiderea pe care o dă și Ministerul, atât cel al sportului cât și cel al turismului, pentru tot ce înseamnă România, măcar în anul centenar să există această egalitate. Cum a fost pentru voi ca și administrativ body în proiectele care s-au desfășurat în acest an? Pentru noi, foarte interesant. Având în vedere că eu am fost în echipa care a scris proiectul de la început. În prima fază am fost eu, Anica, și după aia am ținut ca să fie și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș partener în acest proiect. Și de aceea, prin candidatură, noi am și susținut că ajutăm ONG-urile care vor să își desfășoare proiectele aici, din orice localitate din țară. Am pus la dispoziție 50 de locuri de cazare.
Să știi că am avut solicitări pentru aceste 50 de locuri. Am avut vreo 5 proiecte din altă parte care s-au desfășurat în Baia Mare. Și mă bucur de acest lucru. Am fost împreună cu ei când am preluat titlul de capitală. Am fost împreună cu ei când s-a preluat și în Baia Mare titlul de capitală. Am fost împreună cu ei și nopțile când am organizat tot felul de evenimente. Eu cred și sper că, din punctul meu de vedere, nu sunt acel director care pune piedici sau care închide ușa pentru ceilalți din jur. Nu, eu, mie îmi place să cred că sunt acel director care deschide ușa pentru oricine, care, dacă poate să ajute, ajută cu mare drag. Și de aceea și fondul știe, sau YMCA-ul, sau DEIS-ul, sau câte ONG-uri mai activează la noi în centru de tineret, că sunt din ce în ce mai multe, simt acest lucru. Pentru că le dau spații, sau le dăm spații unde să-și desfășoare activitatea, ceea ce nu este un lucru puțin, având în vedere că în Baia Mare spațiile pentru desfășurarea activităților sunt puține. Le dăm suport material, logistic, și eu cred că acesta este un lucru foarte binevenit și benefic pentru este dezvoltarea bine, lor personală. Așa cum spuneai și mai devreme, că pe lângă partea de direcție și pe lângă jobul full-time, există și acea activitate de voluntariat. Știu că în paralel cu timpul ăsta liber puțin și activitățile din timpul liber ai acest job, dar în timpul liber desfășori activități atât artistice, cât și pe partea de tineret și nu de puține ori ne-am implicat amândoi sau separat direct în activitățile lor, mai mult să sprijinim, pentru că deja chiar dacă vrem noi să fim forever young, de multe ori mai apar și alte activități și familia este pe primul plan și ei sunt deja implicați și obișnuiți că de multe ori trebuie să petreci nopțile ca să se depună proiectul exact în deadline-ul cuvenit. Aș reveni la noutatea care se întâmplă în acest an, pentru că vreau să intrăm în subiectul pe care l-am propus astăzi. Este vorba de Gala Voluntarilor Maramureșeni 2018, care are acest plus, acum la 8-a ediție, înainte de jubileu, a venit sau a revenit în lumina reflectoarelor și partea activitatea sportivă. Deci și sportul, sportivii vor fi și ei prezenți în această gală. Și îmi spuneai mai devreme că au fost multe aplicații, îmi spuneai, știu că s-a mutat și termenul limită, discutam asta și cu Dani în direct, atunci spuneam că poate mai reușim să mai negociem până în data de 9, să fie pe final de săptămână complet. Cum a fost în acest an? După aia o să călătorim un pic înapoi în timp să vedem cine au fost cei din 2017, pentru că e bine să îi nominalizăm pe cei care au fost, să vedem cum vor fi cei care vin. De când s-a unificat sportul cu tineretul, visul meu a fost să facem o gală a voluntarilor și a sportivilor maramureșeni. Adică până acum, dacă s-au premiat voluntarii printr-un eveniment, tot așa sportivii aveau top sport și erau premiați separat. Și am zis, de ce nu anul ăsta, haideți să vedem cum iese. Eu sper să iasă bine. Da, s-a terminat și clasamentul sportivilor, pentru că e foarte greu să faci un clasament având în vedere că sunt medalii foarte multe la campionatele mondiale. Dar am reușit să facem. Am făcut un top sport 16 și încă 20 de premii speciale. Anul ăsta se va face gala voluntarilor și a sportivilor maramureșeni, se va face la Hotel Carpați, vineri de la ora 18. Ce am făcut înainte? Ne-am pregătit, am dat colul pentru cele 6 secțiuni pentru voluntari. Pe cele 6 secțiuni am avut 54 de aplicații. Pe coordonator de voluntari 4, pe ONG-ul anului 7, pe proiectele de voluntariat 24, pe voluntarul anului la categoria 14-18 ani 9 aplicații, la voluntarul anului 19-35 de ani 5 aplicații, iar la voluntarul anului 35 plus 5 aplicații. Ziceam mai devreme că am prelungit cu 2 zile. Da, nu știu ce se întâmplă în lumea ONG-istă, niciodată nu știu să
se țină de un program. Dacă am spus că până în data de 7, ei, nu se întâmplă niciodată, tot timpul trebuie să prelungim. În data de 7 aveam 19 aplicații. Am decis să mai prelungim, că poate pe weekend se întâmplă ceva și uite că avem 54 de aplicații. La ora actuală, aceste aplicații sunt la juriu. Avem juriu format anul ăsta numai din exteriorul Direcției Județene pentru Sport și Tinere Maramureș, colaborator, bineînțeles, de ai noștri, Raul Trența de la Universitate, domnul Florentin Tuș de la Camera de Comerț și Industrie, doamna Vida Noemi, viceprimarul municipului Baia Mare, Adrian Dan Pop, un prieten și un colaborator de al nostru foarte drag nouă. Mâine se va termina jurizarea și vom ști cine ce câștigă. Înainte să ne vedem și săptămâna trecută, am parcurs site-ul care definește până la urmă un regulament și care ne prezintă și câștigătorii în titră și în același timp avem niște imagini pe care și pe ele le-am adus, sunt vreo trei în care mă regăsesc și eu, ne regăsim amândoi la un moment dat, de la ediția din 2017 care a fost la Teatrul Municipal. Categoriile pe partea de voluntariat deja le-ai menționat, sunt pe urmă proiecte care au diferite secțiuni, avem cultură, educație non-formală, sănătate, sport, recreere, participare și voluntariat. Avem și un premiu special care îl oferă DAYS în fiecare an, este vorba de Keep On Going. Și, pe urmă, tot acolo am găsit partea de condiții de participare. Cred că astea sperie de obicei și în alea două zile care le puneți în plus, cineva citește tot regulamentul ăsta care are 6 pagini. Regulament care este foarte bine pus la punct, lucrat în detaliu, pentru că, în general, jurizările care se fac seamănă foarte mult cu cele care se fac pe finanțări europene. Și dacă toți suntem capitala tineretului din România și ne îndreptăm cu pași repezi și vrem să mergem înspre Europa cu acest titlu și sperăm să fie într-un moment bun de fiecare dată când ne propunem acest lucru, este important să știm cam cum se fac lucrurile. Vreau să le mulțumesc celor care au ales să fie în această comisie și sperăm că o să putem să punctăm împreună pe cei mai buni. Acum că i-am auzit și eu, trebuie să mă credeți, în prima audiție vreo doi știam, dar ceilalți doi care s-au alăturat sunt cel puțin la fel de buni ca să poată să aleagă. Da. Echipa nu e nouă, acești oameni au mai fost prezenți, parte din juriu a fost prezentă și echipa nu e nouă. Toți oamenii ăștia ne-au sprijinit. Mai puțin, le-am uitat pe, și îmi cer mii de scuze, pe Cosmin Drulea de la Consiliul Județean Maramureș. Cosmin e obișnuit, e de al nostru Cosmin, și el. Cosmin, scuză. Cosmin a fost implicat în activități de voluntariat și fiecare din cei pe care ai menționat, de altfel, așa cum spuneai, este varianta enică și este varianta enică reprezentând o structură administrativă, așa se întâmplă și în cazul meu și în cazul celor care sunt prezenți acolo. Cred că a fost o alegere foarte bună și mă bucur că există deja, până la urmă, bine stabilit și programul, pentru că avem o tradiție de 8 ediții. Acum este o ediție înnoită și reinventată puțin, dar am văzut mai devreme, ne-am întâlnit aici în studio și cu colegul meu Ionel, care avea o nostalgie și el a participat la astfel de gala sportivilor și este cel puțin la fel de important și pe partea de sport să existe o departajare și să avem o ierarhizare până la urma activităților. Și ceea ce spuneai tu mai devreme, că avem medalii la nivel mondial, dă foarte bine și mă bucură să aud acest lucru. Oricum, în Baia Mare, sportul este în continuare la înălțime și este foarte bine pentru cei care doresc să meargă, să vadă sport sau chiar să practice sport. Da, trendul de anul ăsta, după cum am observat eu, este la taekwondo, culturism, fitness. Deci asta e bine, că mergem pe partea de îngrijire corporală și am văzut că am avut evenimente frumoase în Baia Mare.
Mă uitam și tot așa răsfăiam, pregătind emisiunea puțin pe site-ul vostru și am văzut că ați pregătit o serie întreagă de evenimente. Suntem deja cu pași repezi și înspre această bază sportivă pe care ne-am dorit-o. Am avut sprijin și de la nivel ministerial și ne bucurăm și mulțumim celor implicați. Ne pregătim acum de activități mai indoor și pârtile de schi, că ele sunt cele care oferă activitățile de iarnă, hibernale. Aș vrea să te întreb dacă față de anii trecuți, acum pentru că ești direct implicată, de când avem acest titlu, a fost mai greu sau mai ușor să alegem partea de voluntare anului și alte categorii? Da, a fost cu mult mai greu. A fost cu mult mai greu pentru că și proiectele care s-au derulat de-a lungul anului au fost foarte multe. Am avut aproape 200 de evenimente și 76 de proiecte mari. Și când spun proiecte mari, mă refer la proiecte finanțate atât prin Uniunea Europeană, pe Erasmus, pe CAUR, cât și de la Consiliul Județean, de la Minister, de la... Deci proiecte foarte mari și de anvergură. Și bineînțeles că, având în vedere aceste proiecte, toată lumea cred că s-a gândit că proiectul pe care l-a aplicat este cel mai bun. Sunt foarte bune proiectele. Deci din astea 24 de aplicații, juriul nu știu cum o să aleagă cel mai bun proiect al anului. Pe cuvântul meu de onoare. O să le fie greu. Foarte greu. Asta e un lucru bun. Noi am discutat și nu doar emisiunea trecută, ci pe parcursul unui an ne-am întâlnit foarte des cu activitățile, pentru că, până la urmă, partea de monitorizare mondenă pe care încerc să o fac aici se bazează exclusiv pe activități organizate de ONG-uri și sunt foarte multe astfel de activități. Da. Activități sportive și aici cred că este momentul bun să spicuiesc un pic din ediția trecută și cei care au fost nominalizați și până la urmă și câștigători. Nici anul trecut n-ați avut o sarcină mai ușoară pentru că au fost proiecte cel puțin interesante. Da. Avem la partea de voluntar anului am avut la dezvoltare, educație, informare și susținere de la DEIS Köncves Beatrix. Pe urmă am avut de la Mansio, am avut-o pe Ioana Hochia la categoria 19-35, Kish Pamela Ramona de la Young Roma Maramureș, coordonatorul anului, un prieten vechi, Dan Onoriu Raul de la American International School of Transylvania. Inclusiv la aceste categorii sunt oameni de care auz, cu care dacă ești în mediul ONG și dacă ești în parte de voluntariat, nu sunt nume de care n-ai auzit niciodată, deci nu se întâmplă astfel de surprize. Și de la Smith l-am avut pe István Safar, am avut și un reprezentant care a venit dinspre Sighet și ne-am bucurat să ne vedem. De obicei la astfel de evenimente Maramureșul se adună. Și la partea de ONG anului 2017 a fost Mansio cu super multe activități. Ei sunt practic inițiatorii multor proiecte și au adus de-a lungul anilor foarte mulți voluntari străini înspre Maramureș. Nici anul trecut, cum spuneam, nu a fost ușor pentru că deja se pregătea acest titlu de Capitala Tineretului din România. Atunci încă eram în cărți și pentru ultimii, la Final Four-ul de la Capitala Europeană a Culturii. Nu o să fie 2021, să sperăm că vom avea la un moment dat puterea să ne reorganizăm și să găsim o variantă câștigătoare. În Baia Mare lucrurile se schimbă fain. Și aș puncta aici, la secțiunea Sănătate, Sport și Recreere, am avut un proiect deosebit în care toți am fost implicați, e vorba de Baia Mare Beach Handball Challenge, da, care acum, în acest an, a fost deja la a treia ediție, anul trecut era la a doua, eram încă începători acolo. După ediția din 2018 pot să spun că deja suntem la nivel încet european, am avut echipe care sunt foarte apreciate la nivel internațional. Da.
Eu cred că cu sprijinul vostru și cu sprijinul administrației locale și județene, la fel cel ministerial și la fel cu puterea ONG-urilor, care niciodată nu este puțin, sau niciodată nu putem spune prea multe despre ei, pentru că ei sunt foarte faini și se implică în mod direct, o să jurizați cu bine și o să avem niște rezultate faine. Cum e la categoriile sportive? Cum v-ați gândit să faceți? O să fie cam aceeași categorizare ca și la ONG-uri sau o să fie în funcție de rezultate? Cam care ar fi ierarhia? Deci ierarhia se face pe criterii foarte bine stabilite, pe bază de punctaj. Am înțeles. Dacă sunt sporturi olimpice, au un anumit punctaj, dacă sunt sporturi neolimpice, au alt punctaj. Dacă au locul 1, 2 sau 3 la campionatele mondiale, au un anumit punctaj. Dacă sunt la campionatele europene, un alt punctaj. Deci avem un criteriu foarte, foarte bine pus la punct pe partea sportivă. Și pe baza punctajelor se poate face clasamentul, care sunt cei mai buni 16 sportivi, cele mai bune echipe, că avem și pentru echipe, 1, 2 și 3. Anul ăsta la echipe a fost mai puțin bine decât anul trecut, dar să sperăm că își vor reveni echipele de rugby, handball și volei. Noi ținem aproape de ele. Că noi suntem cu tradiție. Da. Am văzut recent niște vești bune, am văzut chiar un meci de volei foarte disputat, am văzut un meci de handball, am văzut lansarea noului imn pentru echipa Minaur. Trebuie să recunosc că pentru un băimărean care deja are câteva decenii pe aici, faptul că există o astfel de emblemă a orașului și a județului până la urmă este un lucru îmbucurător. Mă bucur că acum este completă cu tot cu imn. A fost un moment foarte fain și mă bucur că am fost prezent acolo și am avut alături de mine generații întregi de mini-handbaliști care și ei erau până la urmă gâtuiți de emoție. Mulți dintre ei pe urmă au condus echipele în teren și aveau deja preocupări. Părinții se asigurau că echipamentele sunt în regulă și momentul imnului a fost cel puțin emoționant. Dar numai puțin emoționant a fost meciul dinainte, când cei de la Explorări au dat până la urmă emoții mari, a fost un scor foarte, foarte strâns și de multe ori s-a întâmplat în sala polivalentă, în acest centru sportiv deja acum. Complex sportiv național la Scărpană. Sub privirea ocrotitoare a emeritului antrenor la Scărpană, am mai văzut etape sportive care se întrepătrundeau, am avut meci de basket care la încheiere s-a transformat în meci de handball, care la încheiere s-a transformat în meci de volei, deci practic multisport este prezent acolo și evenimente care sunt de marcă la nivel național, am avut și un Eurovision, am avut și finale de tot felul de etape, nu doar sportive. Așa că de-aia e polivalentă până la urmă și de-aia face bine să avem un astfel de loc în municipiu. Am avut și o gala tineretului. Acolo vreau să ajung. Am fost un mare absent, dar am văzut imagini și a fost impresionant și mă bucur că s-a întâmplat în Baia Mare și feedback-ul îmi spunea invitatul de săptămâna trecută, Dani, că a fost plăcut pentru organizator și pentru băimăreanul din el și pentru voluntarul din el să vadă că ceilalți tineri și-au închipuit că la noi este locul potrivit. Haideți să urmărim puțină publicitate, după care ne întoarcem în partea a doua a emisiunii cu noutăți pentru 2019, cu planuri de viitor în ceea ce privește sportul, tineretul și avem persoana potrivită care să ne răspundă la multe dintre aceste întrebări. Publicitate. Fan Curier prezintă O zi obișnuită. Joi. Cursa cu obstacole. Fan Curier. Oriunde, cu plăcere. Natürlich. Transformă-ți casa în căminul perfect. Alege din sute de articole de mobilă și decorațiuni la prețuri avantajoase.
Mobilă cu stil pentru casa ta. Natürlich, mobilier und decorațiuni. În Baia Mare, pe strada Vasile Lucaciu 163, în fostul complex Ambient. Ne găsiți în Vivo Mall Baia Mare, la parter lângă hipermarketul Cora. FIC, broker agent de asigurare SRL, vă oferă ieftin și rapid următoarele servicii: înmatriculare auto, de la contracte auto, programări și pregătirea dosarelor pentru înmatriculare, asigurări de orice tip, RCA, casco, locuință, călătorie, viață. În Vivo Mall Baia Mare, la parter lângă hipermarketul Cora. În fiecare zi, 7 zile din 7, de la ora 10 la 22. O lume a tuturor posibilităților, în care trăim, visăm, muncim, o vrem curată, armonioasă, prompt și impecabil de fiecare dată. Housekeeping ne cunoașteți și creștem odată cu voi. Curățenie profesională în instituții, supermarketuri, hoteluri, case particulare, hale industriale, peisagistică și întreținere spații verzi, dezinfecție, dezinsecție și deratizare, vânzare de echipamente de protecție, facility management, housekeeping, detaliul curățeniei. Ce înseamnă să nu te poți bucura de minunile vieții? Ce înseamnă să nu te poți bucura de desenul copilului tău? O viață trăită în întuneric merită schimbată. Cu ajutorul doctorilor specialiști, cu aparatură de ultimă generație, la Clinica Vitreum, vreau să încerc o schimbare. Cu ajutorul chirurgiei refractive, am reușit să scap de ochelari, operație care a durat 5 minute. Dăruință, tehnologie, performanță. Într-un cuvânt, oftalmologie. La Clinica Vitreum. V-ați ales deja locația pentru nunta de vis? Dacă nu, aveți un motiv de decizie. Hotel Magus și Christakis Travel vă oferă cadou de nuntă. La fiecare nuntă rezervată pentru anii 2019 și 2020, primiți o excursie romantică în Veneția. Dacă vi se pare incredibil, mai aveți încă o surpriză. Christakis Travel și Restaurant La Gourmet vă oferă în plus două vouchere pentru luna de miere în valoare de 50 de euro fiecare. Pentru detalii și informații suplimentare, vă așteptăm la Hotel Magus din strada Dura numărul 4, Baia Mare. Dedicată sănătății maramureșenilor și nu numai, Policlinica Sfânta Maria pune la dispoziția pacienților săi cel mai nou și modern tomograf computerizat din județ. Policlinica Sfânta Maria percepe cele mai mici prețuri. Detalii pe policlinicasfântamaria.ro sau pe Bulevardul București 18 și 22. Programări la 0262-274-508. Policlinica Sfânta Maria. Îndeplinim dorințe. Magazinul Compact. Zi de zi, aceeași eleganță în servire. Aceeași calitate superioară a mărfurilor. Aceeași atenție față de cumpărători. Compact. Mereu magazinul tău preferat. Dacă nu crezi, hai la Compact ca să vezi. Am revenit. Pentru cei care au deschis mai târziu televizoarele, suntem într-o emisiune dedicată evenimentului care se întâmplă deja în fiecare an și avem tradiție, a 8-a ediție a Galei Voluntarilor Maramureșeni și a Galei Sportivilor Maramureșeni în acest an, în 2018. Alături de mine, doamna Eni Krijanovski. Eni, iată-ne în partea a doua emisiunii. În scurta pauză publicitară am parcurs și noi câteva reclame, dar pe urmă ne-am pregătit să vă prezentăm lucruri interesante despre tineret și sport, că ăsta este domeniul pe care vrem să îl promovăm astăzi și nu doar astăzi. Suntem pe final de 2018, am ajuns la concluzie că în cadrul Galei, și o să vedem până la urmă cum jurizează oamenii faini care sunt alături de noi, o să ne dăm seama cine a fost cel mai bun dintre cei buni. Toți sunt buni și toți au pus umărul la activitățile care s-au desfășurat sub denumirea BMCTR. Am concluzionat de obicei cu invitații că sunt tot felul de prescurtări din astea de nișă. Baia Mare, capitala tineretului din România. Tot în pauză am zis că să amintim telespectatorilor sau să le spunem unde pot să vă găsească. Sunteți în casă nouă, cum s-ar zice, în zona taberelor, bine cunoscută pentru băimărenii mai vechi.
acolo unde aveți noul sediu al direcției. Da. Cum este la voi, ce e bine, ce nu e bine, că vine moșul și să îi facem o listă lungă și vedem dacă ne-o ia în considerare. În urma organizării Complexului Sportiv Național, Direcția Județeană pentru Sport și Tinerea Maramureș a rămas cu baza Mara în patrimoniu, așa că ne-am mutat în casă nouă, care e casă veche, la taberele școlare, la ultima clădire pe strada Culturii 7A. Am făcut birourile sus la etajul 1. Deci cei care ne caută, nu, să nu ne mai caută pe Bulevardul Unirii 14A, pentru că ne-am mutat. Este bine, e liniște. Ceea ce n-am reușit anul ăsta și îmi pare rău că nu am reușit, este repararea acoperișului la Vaza Mara. Acoperiș care a fost distrus în 2016, când, în septembrie, când au fost acele vijelii. Iar etajul 3 este închis la ora actuală, nu se poate folosi. Sper din toată inima ca la anul să putem să rezolvăm și această problemă, ca să putem să oferim toate condițiile celor care vin în tabără și ONG-urilor care acolo își desfășoară activitatea. Ai punctat tabără și și eu am descris zona unde v-ați mutat în noua voastră casă veche, sau cum vreți voi să spuneți. S-au desfășurat foarte multe activități de-a lungul anilor. Noi am beneficiat de tineret care ne-a vizitat din toate colțurile țării. Știu că aveți și tabere sociale. Cum a fost? S-a desfășurat și în acest an astfel de tabără sau mai multe chiar? Da, am trimis noi tabere sociale. La Baia Mare n-au fost doritori să vină pentru taberele sociale. Anul ăsta am trimis 100 de copii la Mare, iarăși, la anul ăsta la 2 mai. 50% din ei au fost de la casele de copii și de la casele de tip familial, iar 50% din ei au fost selectați de către Inspectoratul Școlar Județean pe baza dosarelor sociale. Mă bucur foarte mult că acest program al Ministerului Tineretului și Sportului are continuitate, pentru că sunt foarte mulți copii care nu își permit să ajungă la Mare. Și se știe că din zona asta nu vor în altă parte, la Mare, că acolo e frumos, este cel mai departe. Am încercat, au fost câțiva ani când am încercat să-i trimitem la munte în altă locație, n-au vrut, n-au fost doritori. Și așa că am rămas cu Maria. De asemenea, am trimis 60 de copii cu dizabilități în tabere, tot așa, 5 zile, pe banii Ministerului Tineretului și Sportului, cu însoțitori, bineînțeles, de 60 de copii, cu 60 de însoțitori, tot așa, la Mare, la 2 mai. Am avut tabere de odihnă, în schimb, aici, la Maramureș. Am avut de la Tulcea, de în București, Dâmbovița, Brăila. Pentru că și eu, în timpul liber, mai desfășor activități de informare a turiștilor. Am avut bucuria să am coordonatori de grupuri care au venit la voi, de-aia eram sigur că nu greșesc foarte tare când spun că au fost tabere organizate. Da. Nu știam dacă sunt sau nu din domeniul social. Coordonatorii au venit, de obicei coordonează un grup care încap pentru un autocar sau mulți dintre ei mai vin și cu trenul și vor să descopere Maramureș, un lucru care ne bucură. Au venit și cu teme foarte bine făcute de acasă, aveau în vizor Cimitirul Vesel și unicitatea lui, au fost și ateliere acolo și mă gândesc că încet, poate că o să, fiind așa de aproape și voi de activități, o să încercăm să aducem activitățile în,
întâmpinarea tinerilor care ne vizitează, pentru că sunt mulți meșteri care ar veni dacă am avea spații multifuncționale și probabil că o să găsim. Sperăm că anul 2019 să vă aducă și un acoperiș nou de data asta deasupra capului. Să ne aducă un acoperiș nou și atunci să putem dezvolta și centrul de tineret pe care îl avem acum. Deocamdată l-am mărit cu două spații. Un spațiu unde voluntarii și-au făcut un studio de înregistrări, pentru că avem foarte mulți artiști. Da, asta s-a văzut și în activitățile la noi, care au fost. Și și-au dorit foarte tare un studio de înregistrări. Visul ăsta li s-a împlinit anul ăsta. Anul viitor, având în vedere că Centrul de Tineret Baia Mare a și luat locul întâi pe țară la centrele de tineret, am înțeles că vom primi și un premiu în bani, pe care o să îi folosesc tot pentru dezvoltarea acestui centru, pentru că este foarte mic deja, nu mai încăpem. Da, dacă stăm să ne gândim, cu mulți ani în urmă am pornit de la o sală de calculatoare, exact, care la momentul respectiv ați obținut-o tot prin efortul vostru, dar calculatoarele îmbătrânesc, vorba aia, îmbătrânim și noi și chiar dacă îmbătrânesc frumos, că am avut grijă de ele, tot au devenit deja învechite și pe urmă ne-am mutat și noi în casă nouă la un moment dat, alături de tinerii care s-au bucurat de centrul de tineret și lucrurile acestea noi pe care mi le spui mă bucură. Da, sunt mulți tineri și mulți tineri artiști în Baia Mare și în Maramureș mai ales, care au nevoie de spații unde să înregistreze muzica asta bună și am ajuns la concluzia, mai ales povestind cu meșterii populari și cu artiștii populari din Maramureș, că e bine să nu se strice foarte multe legături cu tradiția și atunci e bine să le arhivezi cumva și prin înregistrări se poate face acest lucru. În activitățile sau atribuțiile direcției, am spus că spicuiesc multe, sunt aici aproape tot alfabetul. Am văzut că există foarte multe lucruri care sunt cunoscute celor care deja desfășoară activități cu voi, dar nu foarte multă lume știe, de exemplu, că sunteți la nivel județean și asigurați punerea în aplicare anumitor normative și anumite lucruri care vin direct de la nivel de minister. Multe dintre ele care sunt în favoarea tinerilor, centrul de tineret și faptul că este la nivel național așa de bine cotat, ne onorează și vă onorează și pe voi. Dar vreau să te întreb, în ceea ce privește aplicarea și controlul respectării unor acte normative, cum e această muncă de control? Există în cadrul activităților pe care le desfășurați? Sunt, până la urmă, este necesar să se întâmple sau în Maramureș stăm bine? Nu prea sunt probleme la acest nu nivel. Nu prea sunt probleme în Maramureș, dar ceea ce controlăm noi este în momentul în care la concursul local de proiecte vin ONG-urile să-și depună proiectele. Ne uităm foarte atent la actele pe care ne le aduc, ca să fie în legalitate, să aibă toate actele în regulă, să nu fie în insolvență, pentru că am avut și din astea. Iar pe parte de sport, tot așa, tot cu actele și să aibă toate... Asociații sportive, exact. ONG-uri sunt cumva cam în aceeași categorie. La nivel național, aș vrea să te întreb, cum stăm? Că suntem fericiți cu partea de centru de tinere, dar în rest și cu sportul la fel? Da. Pentru că spune de rezultate notabile la nivel mondial. Dar există un clasament, există o competiție între direcțiile județene, colegii din țară, ce mai fac? Îi salutăm pe această cale. Și de anul ăsta există o competiție și între direcțiile județene pentru sport și tineret Maramureș, pentru că în cadrul galei tineretului care s-a desfășurat în Baia Mare, s-au premiat și cele mai bune direcții din țară. Îmi pare rău că n-am avut timp să scriu și candidatura pentru Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Maramureș. Efectiv, n-am mai avut timp. Dar avem Clujul, avem Constanța, avem Sibiu. Deci avem foarte multe direcții județene care își fac treaba și își fac treaba bine, atât pe partea de sport cât și pe partea de tineret. Centre de tineret, din păcate, nu există în fiecare județ. Sau, dacă au existat, sunt foarte multe centre de tinere care s-au închis.
pentru că n-au mai putut efectiv să le susțină. Eu sunt foarte, una dintre cele mai fericite persoane că am o asociație care se ocupă de acest centru de tineret, asociația DEIS, cărei îi mulțumesc din suflet că se ocupă de tot ce înseamnă centru de tineret, atât activitate cât și susținerea centrului. Dar, cum îți spuneam, nu sunt toate județele așa de fericite ca și noi, în Maramureș. Omul sfințește locul, exact. Și în cazul ăsta. Mulțumesc! Parteneriatele de care povestim sunt parteneriate durabile. Dacă e să călătorim înapoi în timp, cred că ajungem undeva la 20-30 de ani și o să ne supărăm la un moment dat, că noi discutăm de tineret și deja și la nivel deja de activitate deja expirăm cei 35 de ani pe care ne acordă cu drag europenii. În schimb, am văzut momentul când se întâmplă activități în Baia Mare, momentul când avem o gala tineretului la nivel național, în momentul în care avem activități pe care le desfășoară ONG-urile din Maramureș și invită din alte părți, fie că este vorba de Transilvania, mai nou Transilvania de Nord, că ne împărțim în categorii, dar și restul țării, există o invidie constructivă și treaba asta ne onorează, în același timp cu drepturi vin și obligații. Pentru 2019, ce activități la nivel național notabile îți aduci aminte, așa, fără să facem un foarte mare efort, ce se va întâmpla? Știu că o să fie luna mai, când o să predăm titulatura de capitală a tineretului, merge într-o altă locație, într-un alt municipiu. Da. Cum va fi predarea? Se va întâmpla aici? Pentru că știu că ultima s-a făcut în Bacău și au venit pe urmă încoace. Da. Deci se va preda aici, după aia vom merge cu ei în Iași și se va prelua oficial și acolo. Eu sper că acest titlu de Baia Mare Capitala Tineretului din România să nu se termine în luna mai. Și la cum îi cunosc pe cei din Federația Organizațiilor Neguvernamentale de Tinere din Maramureș, sunt ferm convinsă că nu o să se întâmple acest lucru. Pentru că au văzut ce se poate întâmpla, au văzut cum se desfășoară lucrurile, au văzut și ce este mai important, unde se greșește, ce se poate face ca să nu mai facem aceleași greșeli și proiecte vor fi și anul viitor, pentru că nu este fontul așa cum îl credem să se culce pe ureche. Nu. O să avem practic acea predare și am lăsat eu să se înțeleagă că ne gândim deja la anumite proiecte la nivel european. Da. Sperăm să se întâmple și pentru ONG-uri, așa cum dorim și pentru administrație și pentru cei interesați, societăți comerciale, să se deschidă acel robinet mare cu fonduri europene și le urăm mult succes celor care vor să aplice. Știu că voi, pe lângă activitatea care o desfășurați pe partea de cultură, partea de muzică și partea de voie bună, sprijiniți proiectele pe care le depun tinerii și cele care le depun la voi sunt practic o mică rampă de lansare pentru următorul pas. Da. Îmi spuneai că în acest an au fost o serie întreagă de proiecte frumoase pe care le-ați desfășurat împreună cu aceste ONG-uri. Acum, încercând să rămânem doar cu telespectatorii și să nu ne audă ONG-urile de tineret, nivelul este deja mult mai bun, bănuiesc. Da. A crescut de la un an la altul. Da, a crescut și nivelul, au crescut ONG-urile. Au deja o capacitate mult mai mare de a-și desfășura activitățile. Ceea ce mă bucură, pentru că au crescut sub ochii mei. Da. Și partea iarăși nostalgia sport, asta, da. Că nu mai avem 30 de ani. Partea de sport, da. Crește și ea. Bine, până la urmă, activitatea de coordonare intervine. Nu vrem noi să fim părinți ai ONG-știlor, vrem să fim în continuare acolo alături de ei suport. Și direct implicați, dar partea de suport trebuie să o oferim și experiența se întâmplă și în rândurile lor, adică există acel management care și el îmbătrânește frumos sau devine tocmai experimentat. Ceea ce se întâmplă în proiectele pe care le depun ONG-urile și ce am observat eu, sunt proiecte pe care le fac voluntarii noi veniți.
Așa se lansează voluntarii în ONG-urile noastre, pentru că proiectele, adică și candidatura pe care trebuie să o depună, formularul pe care trebuie să-l completeze, este cu mult mai ușor decât în altă parte, decât la un proiect european, de exemplu. Și greșelile pe care le pot face sunt mai mici decât în cele de anvergură, iar banii, bineînțeles, sunt mai puțini. Având în vedere că anul ăsta am avut 76.000 de lei pentru concursul local de proiecte. Dacă am avea, nu știu, 200.000 sau 300.000, cred că i-am împărțit pe toți. Pentru că cerere există. Pe cele 7 proiecte depuse, acești bani au fost foarte puțini. Dar pentru ceea ce își doresc ONG-urile în dezvoltarea lor cu voluntarii noi veniți, și aceste sume sunt foarte bine venite. Eu am văzut ceea ce punctăm acum este la punctul H, acolo la voi, realizarea de programe și proiecte de și pentru tineret, precum și pentru sport, dar aveți și instituții publice locale și județene care sprijină până la urmă aceste activități și povesteam cu invitații mei din domeniul voluntariatului și a tineretului că nu stăm rău, nici la nivel local, nici la nivel județean există acest sprijin și de foarte multe ori aceste activități se completează, deci dacă știu că sunt activități pe care deja le aveți cu tradiție, aș putea spune deja au trecut de primul deceniu, au făcut jubileu. Jubileu, da. Și sunt activități care sunt așteptate de tineri și la rândul lor aceste activități au fost mici rampe de lansare sau mai mari, depinde fiecare cât de mult e dispus să sară. Mi-aduc aminte doar de competițiile pe partea de foto, pe partea de muzică, pe partea de sport. Nu în ultimul rând, aveți o serie întreagă de activități sportive. Recent am văzut că la nivel de municipiu și la nivel de județ sunt competiții. Acum vine frigul, s-au mutat mai indoor. Am văzut o competiție de șah zilele trecute în cadrul Consiliului Județean. A fost o gazdă bună, avem acolo toate mesele pregătite. Am lansat o provocare colegilor să ne așezăm, să jucăm un pic de șah. Era și ocazia lor să joace cu Karpov. Dar cred că este binevenit un final de an când ne numărăm câștigătorii. Revenind puțin la partea de gală, am spicuit un pic și din 2019 să vedem cam ce planuri de viitor aveți și revenind puțin la această bază pe care vreți să o puneți la punct, sus în etajul pe care vreți să-l redeschideți o să aveți o parte de hostel sau o parte în care se pot face și cazări pentru cei care vor vizita până la urmă Maramureșul sau cum v-ați gândit la desfășurarea asta de forțe acolo? Păi, tot așa, pentru excursii ocazionale, pentru tabere. Deci tot pentru cazare. Rețeaua aceasta națională este între direcții județene sau este stabilită cu nivelul de inspectorat școlar sau cine sunt cei care pot să vă contacteze pentru astfel de tabără? Pentru astfel de tabără? Oricine. Deci, există site-ul. În mare se cunoaște că direcțiile județene pentru sport și tineret din țară au și tabere școlare. Și ori ne contactează prin direcții, ori direct, pe site, pe mail-ul instituției, prin cunoștințe, se dă numărul de telefon de la unul la celălalt. Știm că în acest an a fost anul centenar și mulți au dorit să vină. Noi am încercat ca și structură județeană să oferim informații legate de punctele, să zic așa, importante din Maramureș, de unde au plecat cei care au înfăptuit Unirea, corifeii Unirii, ca să citesc colegii mei mai abilitați. Și am întâlnit grupuri organizate la nivel școlar și nu puține dintre ele au contactat direcția și au mai stat la voi sau au fost doar în trecere și au plecat înspre alte județe. Da, deci excursii ocazionale avem de la foarte multe licee din țară și de la universități, pentru că potențialul județului Maramureș este foarte mare și avem ce arăta, avem cu ce să ne mândrim. Am avut grup din Brăila pe perioada verii, la taberele școlare, și din cele 6 zile pe care le-au petrecut la noi, la cazare, nu știu dacă au stat o jumătate de zi efectiv la noi în Baia Mare. În rest au fost plecați. Veneau seara și se culcau. Dimineața o luau de la început. Da, stăm
destul de bine și cu partea de infrastructură. Avem niște căi de acces bune pentru Maramureșul istoric și pentru cele patru țări ale Maramureșului. Și așa este în general pentru cei care vizitează Maramureșul. Nu prea poți să stai într-un singur loc. Baia Mare este foarte ofertant, dar pentru un grup de turiști care este până la urmă hotărât să viziteze tot ce se poate în Maramureș, da, vor trece mai devreme sau mai târziu dealul, chiar dacă avem și Lăpușul la îndemână și avem Țara Chioarului, din care facem parte și noi ca municipiu, avem și Codru, avem deschiderea aceasta, trecerea celebra Vamă între, între Maramureș și Satu Mare. Cred că pentru 2019 este un moment bun, acum că ne aflăm pe final de an, să facem și o concluzie și, dacă tot ne ascultă și Moș Crăciun, să ne gândim la niște planuri de viitor comune. În ceea ce privește direcția, pe lângă partea de acoperiș, pe care am notat-o și scriem scrisoare moșului, ce ar mai fi sau ce s-ar mai găsi pentru 2019 de interes pentru partea de direcție? Și acum chiar putem zice de toate. Pentru partea de direcție, eu îmi doresc să fiu sănătoasă, să pot duce la bun sfârșit tot ceea ce îmi doresc anul viitor. Deci, centrul de tineret, cu mult mai mare și mai dezvoltat decât acum. Parteneriatele pe care le avem, parteneriate frumoase pe care le avem cu ONG-urile, să se desfășoare și să continue și anul viitor. Calendarul competițional pe care îl facem pentru la anul, să ne putem ține de el și toate competițiile să se desfășoare. Calendarul pentru programele de tineret, atât la concursul local de proiecte, cât și la proiectele proprii, atât în centrul de tineret, cât și pe programul de susținere, să avem cât mai mare bugetul ca să putem să venim în sprijinul ONG-urilor pentru a-și desfășura ei activitatea așa cum și-o doresc. Iar să dea Domnul ca și candidatura pentru Capitala Europeană a Tineretului să aibă un real succes. Eu zic că este o scrisoare serioasă, Moș Crăciun are bătaie de cap și cred că o să se bucure să vadă aceste lucruri frumoase trecute pe listă. Depinde foarte mult și de ONG-uri, depinde foarte mult și de activitatea aceasta în comun. Eu vreau să îți mulțumesc pentru tot ce s-a întâmplat până acum în proiectele comune care au existat între direcție și tinerii din Baia Mare, indiferent că e domeniul tineret sau tineret sport. Și pentru sportivi, cred că va fi o onoare să participe la această gală alături de tineri care deja au oarește experiență, dar și ei au avut până acum activitatea lor separată și premierile știu că se făceau în fiecare an. Da. Pentru că ne-am întâlnit de foarte multe ori. Sperăm să fie un nou început și această gală să ajungă să prindă cel puțin un jubileu cu noi în preajmă și să fie până la urmă unul dintre cele mai frumoase momente ale anului, pentru că este o concluzie așa pe final de an. Da. Succes în toate aceste demersuri pe care doriți să le susțineți, chiar dacă direct, personal sau până la urmă instituțional. Mulțumesc din suflet și având în vedere că suntem la final de an, aș dori și eu să le urez tuturor sărbători frumoase, cu multe împliniri și multă sănătate, că fără sănătate nu știu ce putem face. Păi, sănătate prin sport, prin mult tinereț ai la îndemână, pentru că se încarcă bateriile și treaba asta cred că o știm noi mai bine. Da. Pentru că, da, sunt sărbătorile astea, vreau să te rog să ajungem în aceste concluzii și eu vreau să-i salut pe toți colegii tăi și toată echipa ta și să fie de succes nou acasă, cu acoperiș cu tot la un moment dat. Stimați spectatori, noi o să ne revedem probabil în 2019, așa că și eu vreau să vă transmit sărbători frumoase, un an nou cât mai frumos, fericit și plin de bucurii și, așa cum spunea și invitata mea, multă sănătate tuturor. Dragă Enis, mulțumesc pentru sprijinul oferit voluntarilor, tinerilor și sportivilor, dar și pentru buna colaborare și te așteptăm cu drag în emisiunile noastre ori de câte ori doriți să împărtășiți lucrurile faine pe care le faceți cu telespectatorii. Succes! Mulțumesc! La revedere!